Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Iată, suntem la un nou început, o emisiune care își dorește a fi și a prezenta un tablou al administrației publice din județul Bistrița Năsăud. Sigur că în cadrul emisiunii noastre, care se numește Contrasens, vom avea invitați oameni care lucrează în acest domeniu al administrației, al politicii, câte puțin. Astăzi începem șirul emisiunilor noastre cu domnul primar Vasile Șut, primarul comunei Tiha Bârgăului. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua dumneavoastră și tuturor celor care ne urmăresc! Trebuie să le spunem celor care ne urmăresc că ne pot vedea pe canalul nostru de YouTube, decisiv.ro, și pe pagina de Facebook Decisiv Online, sigur, și pe ziar. Domnule primar, am văzut că ați avut câteva săptămâni fierbinți. Au fost și s-au pus la punct bazele a ceea ce urmează pentru alegerile următoare. Ați avut o activitate intensă atât politică cât și în administrație. Sigur că mai multe detalii cerem de la dumneavoastră. Sunteți președintele organizației locale, ați fost confirmat. Da. Reconfirmat. Reconfirmat. Și candidat? Deocamdată doar președintele al organizației locale, Tiha Bârgăului. Până la candidat, mai sunt aproape 2 ani de zile și vedem până atunci. Pare mult timp, dar știu că este relativ scurt, pentru că sunt foarte multe proiecte pe care le veți demara în perioada asta, dat fiind faptul că am trecut, zicem noi, de perioada pandemiei, cel puțin așa arată toate studiile, că pandemia s-a redus așa drastic. Cu siguranță. Și de acum putem să muncim liberi, să zic așa, pentru că am avut tot felul de restricții, iar de acum, iată, s-au deschis noi oportunități. Haideți să vedem puțin care este situația actuală la nivelul administrației publice locale din Tiha Bârgăului, mai exact ce munciți astăzi. În administrație timpul trece foarte repede, chiar dacă spuneam că mai sunt 2 ani de zile, dar imediat sunt trecuți, sau dacă ne gândim cum au trecut ceilalți doi, nu știm. Și chiar dacă a fost și o perioadă de pandemie, în 2020-2021, în administrație munca nu a stat. Că ce a fost de făcut, a trebuit făcut și nu poți în administrație cumva să gata, le-am terminat și nu mai avem de făcut. Că tot timpul este ceva de făcut, și mai ales și pe perioada pandemiei, în 2020-2021, am mai avut proiecte și multe lucrări începute în 2019, sau au fost care le-am început atunci, în 2020, și cumva activitatea plus minus cam aceeași a fost. N-am putut spune că a fost pandemie sau nu, numai că au fost regulile și n-ai mai putut anumite activități să le faci, dar în mare parte 90 și ceva la sută din activități tot trebuie să continuă, chiar dacă e pandemie sau nu e pandemie. Ce urmează de acum, chiar dacă poate la nivel național, la nivel mondial, se prefigurează, poate, nu știu, o criză datorată, poate parțial, și de criza pandemică de anii trecuți. Anul acesta am scăpat de una și am dat de alta, chiar lângă noi a mai apărut războiul, care vedem că sunt 7 luni de atunci și, din păcate, continuă și nu știm cât va continua sau ce va fi, dar eu tind să cred că pentru administrațiile, și nu numai cred că din Tiha Bârgăului, sau chiar și administrațiile din județ și din țară, prefigurez că urmează o perioadă bună pentru investiții. Ne bucurăm că chiar săptămâna trecută a apărut și ordinul de ministru pentru județul nostru pe programul Angel Salini. După cum știți, anul trecut s-a deschis programul Angel Salini. Dacă aproape la un an de zile a apărut și ordinul de ministru cu investițiile care au fost aprobate pe fiecare comună în parte. Noi ne bucurăm că am avut două proiecte depuse. Ne bucură și mai mult că ambele sunt prinse în ordinul de ministru. Este vorba despre o rețea de apă în localitatea Piatra Fântânele. Noi acum lucrăm acolo la rețeaua de canalizare, care este făcută tot prin fondul de la Ministerul de Dezvoltării. Inițial, când am depus canalizarea cu apa, eram eligibil pe masterplanul
județean. După un an de zile am primit o notificare de la Comisia Europeană că Piatra Fântânele și comuna vecină Bistrița Bârgăului cu zona Colibița am fost scoși, atât Piatra Fântânele cât și Colibița din masterplanul de județean, pe motiv că este o zonă turistică și programul respectiv nu finanțează zonele turistice. Nu știu dacă este chiar o... Poate că nu-i rău. Poate că se deschid mai oportunități pe zonele turistice. Da, și asta. Dar nu, ce este încă, nu știm chiar ce se va întâmpla și cu masterplanul județean, încă pe comuna noastră încă nu este dat drumul încă la licitație și am fost obligat să găsim alte căi de finanțare pentru apa din Piatra Fântânele, să ai canalizare și să nu ai apă. Și mai ales că în multe zone chiar este problema acolo cu apa. Chiar mulți dintre proprietarii de pensiuni chiar se plâng mult cu problema apei. S-au făcut și foraje, s-au făcut și tot. Nu este. Sau unde este, nu este de bună calitate. Și am fost nevoiți acum să căutăm alte soluții pentru apă. Și a găsit cu programul Anghel Salini. Ok. Și un al doilea proiect? Al doilea proiect am mai prins încă 8 milioane și ceva de euro este proiectul de apă și tot o sumă aproximativă, peste 8 milioane de lei. Am mai prins asfaltarea străzilor unde avem apă și canalizare, că asta a fost una dintre condiții și mi se pare și normal să te duci cu asfaltul unde ai deja apă și canal. Trebuie să le spunem celor care ne urmăresc că am avut o mică discuție înainte de a începe această emisiune și ne spuneați că pentru o administrație publică locală din zona de munte, așa cum este și comuna Tihă Bârgăului, este destul de dificil ca printr-un singur proiect să reușești să asfaltezi toate străzile, străduțele și așa mai departe. De ce este situația asta? Explicați-ne! În primul rând, dacă discutăm strict la comuna Tihă Bârgăului, este una dintre cele mai mari comune din județul Bistrița Năsăud. Avem drumuri comunale, drumuri de hotar, drumuri forestiere, peste 300 de kilometri în total. Mai ales în zona de munte, cheltuielile pentru un drum sunt mult mai mari. Pentru că poate ai de făcut un zid unde ai un versant, ai un pârâu care iară trebuie să-l regularizezi. Și automat, nu doar cheltuiala cu asfaltul, strict asfaltul care îl dai, ai multe lucrări de altă, ai un pod, ai mult mai multe. Și plus că se mai pot întâmpla tot felul de lucruri în funcție și de vreme și de alți factori. Și apar poate și alte lucruri neprevăzute, da, care poate nu le-ai prevăzut toate în momentul când s-a făcut proiectarea. Și de asta, poate de 1 milion de euro, în zona de câmpie, poate faci 6 km, în zona de munte poate faci doar 3 km. Și mai ales, ce vreau să mai adaug, pe fonduri europene și în programul care se încheie acum, PNDR-ul, a fost stabilită o sumă pe fiecare comună de 1 milion de euro. În zona de câmpie, poate cu milionul ăla ai făcut nu știu câți kilometri. Din păcate, în zona de munte, cu același milion de euro, nu mai faci kilometri care... Și cu toate că, sigur, dumneavoastră explicați această situație pentru că cunoașteți situația de la nivelul județului, întregului județ. Cu toate astea, Valea Bârgăului în ultimii ani a evoluat foarte mult. Adică avem acolo câțiva primari care și-au făcut treaba foarte bine. Adică din puținii bani, ținând cont de pandemie, de toate restricțiile și totuși Valea Bârgăului se dezvoltă. Iată, chiar de curând vorbeam cu cineva care își deschisese o pensiune acum, recent, deci în zilele noastre, nu vorbesc despre ani de zile în urmă, în zona Colibița. Așa cum spuneți noastră, zona Piatra Fântânele, iarăși mulți oameni care și-au deschis pensiuni, oamenii înseamnă că își doresc să meargă în direcția asta de dezvoltare agroturismului și așa mai departe, a turismului zona, de masă. Cu siguranță se dezvoltă. Colibița s-a dezvoltat cumva mai repede, dar pe mine mă bucură faptul că și Piatra Fântânele și chiar în ultimii ani de zile se dezvoltă. Poate o dezvoltare mai uniformă, dar
se dezvoltă și chiar mă bucură că undeva, nu știu, și anul acesta, nu știu, cred că avem date vreo jur de plus minus 15 autorizații de construcție pentru case de vacanță sau pensiuni. Și ce vreau să mai adaug la povestea cu drumurile, noi am depus pe tot unde am putut, pe toate axele, am avut un proiect pe drumuri comunale, am mai făcut un proiect pe drumuri agricole, și acolo vreo 9 km. Am avut 3 proiecte pe drumuri forestiere. Am mai avut și în fostul PNDL, și acolo au fost 2 proiecte cu vreo 13 km de drumuri. Undeva toate aceste proiecte, cum le-am pomenit, comunale, agricole, forestiere, undeva la vreo 60 de km de drumuri au fost reabilitați. Înseamnă că mai aveți mult de lucru, adică nu, mai sunt, mai sunt, cum spuneați, mai aveți de lucru, dar aici sigur că mă gândesc că și perioada care urmează va fi una destul de aglomerată pentru dumneavoastră. Dar vreau să vă întreb, cum vă descurcați să găsiți firmele care să vă facă aceste lucrări? Pentru că știu că la un moment dat era o problemă, nu știu dacă se mai menține, dar era o problemă să găsești firma potrivită să-ți facă lucrarea întocmai și la timp. Nu poți chiar să găsești firma care ți-ai dorit. Că tot timpul poate ți-ai dorit pe cine lucrează cel mai bine și cel mai repede. Dar, după cum știți, mai ales la proiectele mai mari, acolo se face o licitație și cine câștigă licitația respectivă. Plus că pot fi contestații la licitație, așa că nu ai tu, ca și administrație publică locală, n-ai un control pe cine îți vine la licitație și cine, mai mult, cine ajudecă licitația. Și mai ales în perioada 2019-2018, cam la nivelul întregului județ au fost foarte multe lucrări și atunci constructorii, cât sunt, cum sunt, nu, și-au luat fiecare poate mai multe lucrări decât ar fi putut duce și acum automat lucrările respective s-au mai și prelungit. Previzionați că după ce se va semna tot ce trebuie semnat pentru demararea programului Angel Salini, va fi aceeași situație ca în 2018, adică se vor bate constructorii pe lucrări, se vor bate între ghilimele? Eu sper să găsim cât de repede constructori. Ca să puteți demara cele două proiecte. Vreau să demarăm cât de repede, imediat după ce semnăm contractele de finanțare, vom și demara procedura de licitație și în planul meu mă gândesc undeva până în primăvară, când se poate lucra, să avem și contractele de execuție semnate cu firmele care vor adjudeca. În aceste zile aveți o lucrare amplă în zona Piatra Fântânele. Este vorba despre cadastrarea spațiului de acolo, a terenurilor și așa mai departe. Cum se derulează lucrarea? Lucrarea a început în primăvara acestui an. Noi, cum spuneam, că este și o comună foarte mare, Tia Bârgăuri, avem peste 24.000 de hectare. S-a făcut satul Tiha, aproape integral satul Tureac și din vară am luat hotărârea de comun acord cu firma care efectuează lucrarea să facem toată zona de munte. Și dacă va mai rămâne mai spre iarnă ceva, să rămână în sat, pentru că zona de munte vine și iarna mult, mult mai repede și automat iarna nu se mai poate măsura. Da. Care este termenul de finalizare a lucrării? În iarna aceasta. Și se face din bugetul local? Nu. Este un contract de finanțare prin Agenția Națională, ANCPI, între ei și firma care a judecat lucrarea respectivă. S-a măsurat chiar în luna august și acum până la jumătatea lunii septembrie s-a măsurat foarte bine pe toată zona de Piatra Fântânele, toată zona Ciosa, și acum urmează, mai este o zonă Lăzăroaia, urmează să se facă și după aia Mureșenii Bârgăului, partea dinspre Colibița și tot ce este extravilan Mureșenii Bârgăului.
Și cetățenii vă arată bunăvoință, adică urmează regulile tocmai pentru că știu că atunci când se face cadastrarea trebuie să își aducă și cetățeanul cumva un aport. Pentru că trebuie să fie responsabil, trebuie să vină la primărie, trebuie să-și recunoască proprietatea. Exact, exact. Departe. A fost puțin mai greu că au fost și multe echipe. Au fost zile în care au fost 12 sau 14 echipe au măsurat. Noi am tot ținut legătura și am anunțat oamenii zilnic, pentru că nu poți nici cumva să faci un plan, să știi că peste 5 zile ajung nu știu unde. Pentru că astăzi poate, cum a fost și perioada asta, a plouat. Poate astăzi nu s-a măsurat nimic. Mâine a fost vreme frumoasă, s-a măsurat. Numai că am anunțat zilnic am anunțat oamenii, dar în mare parte oamenii au răspuns foarte bine, s-au deplasat la terenurile lor, au arătat limitele proprietăților, s-au mai și anunțat vecinii. S-au tot anunțat. Eu am anunțat vecinul a anunțat pe celălalt vecin și în mare parte cam au fost oamenii și au răspuns. Așa cum eu zic că foarte bine au răspuns. Acum au mai fost și cazuri care poate chiar n-a putut sau n-a fost în zonă, a fost plecat, nu știu unde, dar s-au mai dus, au înțeles și măsurătorii și chiar dacă a venit peste două zile, s-au mai dus și înapoi. Deci, și mai... nu există pericole grave, să zic, să nu își dorească să se facă cadastrare sau nu vină și sau chiar, să refuze sau să... Nu, multă lume chiar și-a dorit lucrul acesta și chiar de mult se întors. Când se face cadastru, când se face, numai că și aici, din ce am înțeles la NCPI, a durat un pic și licitația, că au fost, nu știu, vreo 12 firme înscrise și a durat până au dat un câștigător. Dar mi-e bucur acum că se face și noi să sperăm și o să facem tot posibilul să facem o lucrare de bună calitate. Pentru că dacă o să fie problemele respective, o să fie greu de le mai rezolvat. Dar în momentul de față se face doar măsurătoarea. Când o să se termine toate măsurătoarele, atunci o să mai chemăm încă o dată pe fiecare om în parte, la primărie, cu documente, o să arătăm ce i s-a măsurat, cât a ieșit din măsurători, pe cine are vecin și atunci omul va semna că este bine sau nu este bine. Dacă nu va fi bine, sper să nu fie multe cazuri, să mai trebuiască mers încă o dată înapoi, mai luate niște puncte și... Cam asta va fi procedura. Pentru că vorbim despre comuna Tihă Bârgăului, o comună, iată, cu foarte mult teren care înseamnă munte. Păi și special în zona de munte. Da, cel mai mult. Din zona de munte. Sigur că ne gândim și la iarna care urmează. La nivel național, mondial, se anunță criză energetică, se anunță o situație dificilă. La dumneavoastră, sigur că aveți în subordine instituțiile publice. Ce veți face? Veți reduce, nu știu, timpul în care veți ține becurile aprinse sau, nu știu, cum veți face față? Într-adevăr, da, va fi o problemă și în special problema cu curentului. Am avut și ceva de discuții cu domnul director de la școală să se mai reducă cumva în măsura în care cât se poate. Acum, școala se face ziua, nu neapărat noaptea. Nu. Pe cealaltă parte cu combustibilul de foc, totul este pe lemn de foc. Noi și avem în proprietate aproximativ 9.000 de hectare de pădure, undeva din ele cam 30% ar fi și fag, de unde ducem lemnul la școli, la celelalte clădiri administrate de către primărie, plus la cetățenii din comună, pentru că avem undeva aproximativ 3.000 de poziții. Deci, practic, pentru 3.000 de gospodării asigurați lemnul ce cantitate? 4 metri cub de fac și 2 metri cub de rășinos, lemn de foc. Pentru fiecare gospodărie? Pentru fiecare ce e bine. Gospodărie. Le exploatăm chiar în urmă cu, nu știu, cu, cred că sunt 3 ani de zile. Am cumpărat atunci un TAF prin acolo silvic, am făcut o echipă de exploatare. Anul trecut am mai cumpărat și un camion pentru a duce lemnul acasă și acum, în momentul de față, persoanele vin, fac cerere la primărie și li se duce lemnul acasă. Numai că an și an, de la an la an, a crescut solicitarea de lemn de foc. Chiar și anul acesta, nu știu, în primele 3 luni ale anului, cred că au peste
aproape 1500 de cereri. Sigur că oamenii se agață de orice oportunitate, iar faptul că administrațiile publice locale asigură lemnul de foc este o oportunitate majoră și, pentru fiecare da, cetățean. Pentru că mulți nu au nici alte posibilități și mai ales pe piață lemnul este foarte scump. Nu, noi încercăm să-l ținem totuși la un preț care să-l poată cumpăra, că nu sunt toți oamenii... Da. Să poată cumpăra la orice preț. Sigur, că unii multă lume, exact, sunt trecuți de o anumită vârstă, exact, de vârsta medie. Mai, vârstă, și nu, da, mai și... cu pensie, mai fără pensie și nu, încercați să le asigurați cât de cât confortul cheltuielile necesar. De exploatare, cheltuielile de transport și să rămână un mic profit, că nu poți nici pe da. În pierdere să vinzi lemnul, că după aia ai probleme când vine cineva, curtea de conturi sau nu știu cum îl dai în pierdere. Da? Nu, comparativ cu prețul lemnului pe piață, noi îl ducem la un preț mult mai. Domnule primar, pentru că am vorbit despre programul Anghelța Linie, am vorbit despre proiecte care se fac prin PNRR, vreau să vă întreb și despre bugetul local. Sigur că poate că e de vreme, suntem abia în septembrie, la sfârșitul lui septembrie, să vorbim despre bugetul pe anul viitor și ce veți face din bani. Dar haideți să vorbim despre ce se face sau ce s-a făcut până acum din bugetul local la nivelul comunei Tiha Bârgăului. Anul acesta din bugetul local am avut o investiție mai majoră la Tiha Bârgăului. Este acum în construcție o capelă. Undeva cam într-o lună de zile cred că este gata. Nu mai este foarte, foarte mult. Pe afară mai mult ceva și înăuntru finisajele. Pentru anul viitor, încă nu pot prognoza bugetul. Noi am mai avut și mai multe proiecte cu finanțare, ba europeană, ba guvernamentală și automat la fiecare proiect ai și cota parte a primăriei. Plus că mai sunt și cheltuieli neeligibile acolo și având mai multe proiecte cumva și din bugetul local. Trebuie să acoperi 10 acele. Proiecte sau la 7 proiecte, nu-i mult la fiecare, dar se adună. Se adună. Și în momentul de față, iar mai avem o problemă, cum pomeneam mai la început, de proiecte de drumuri. Noi am avut 3 proiecte pe forestier. După cum știți, anul trecut în septembrie a apărut ordonanța 15 pentru actualizarea contractelor de execuție. Anul acesta, în mai, a apărut ordonanța 64. Nu cunosc încă motivele, o să vedem, o să mai avem și o discuție, dar, nu știu, pe POR, pe celelalte, pe POIM, actualizat... S-a reluat acele proiecte. S-au actualizat prețurile și a fost plătite de autoritatea de management. Pe AFIR, ce am avut noi lucrările, tot ce a fost pe ordonanța 15, sunt neeligibile. Și automat trebuie să le plătim noi din primărie. Deci tot ce s-a lucrat din 15, din septembrie anul trecut, până acum, tot ce sunt actualizări, suntem obligați să le plătim noi. Și asta o să ne încurce foarte, foarte mult. Nu știu. Tot am sperat până în ultimul timp că s-or da alte ceva și le-a plătit AFIR-ul, dar... Dar e corect, din punctul meu de vedere, al omului care lucrează în administrație, sigur că acum în cazul noastră primar, dar e corect ca pe parcursul jocului să schimb regulile? Adică... Păi nu este corect și mai ales în ordonanța 15 scria foarte clar că autoritatea de management caută soluții pentru a plăti suplimentarea respectivă. Nici de cum beneficiarul, da? Nu știu, cumva va fi că nu este doar comuna Tiha Bârgăului în situația respectivă, mai sunt și alte comune, atât din județul Bisanăsău, cât din întreaga țară, nu știu. Și mai ales, poate mai sunt primării care au avut un proiect, poate au avut două, dar care au avut mai multe proiecte și a mai fost și rămas ceva mai mult de executat, nu știu, va fi o problemă destul de gravă, dar sper că se vor găsi cumva soluții, că repet, nu suntem doar noi singuri în situația respectivă. Domnule primar, a fost o perioadă în care s-a vorbit foarte mult despre
Hai să zicem, eu i-aș spune reabilitare, nu chiar construcție, a drumului de la Bistrița până la Vatra Dornei și Suceava. Spuneți-mi, ce se mai aude de proiectul ăsta? A mai zis cineva ceva? Pentru că știu că într-o perioadă au fost toate știrile în jurul acestui proiect. Știu că s-au început lucrările, știu că, mă rog, se lucrează, dar vreau să vă întreb cum vă ajuta pe dumneavoastră ca și administrație publică locală. Proiectul privind autostrada sau? Privind, da, drumul de mare viteză. Da, inițial a fost stabilit drum de mare viteză, dar acum s-a dat, nu mai știu sigur, hotărâre de guvern sau altceva, prin care a fost schimbat în autostradă. El acum este în stadiu de întocmire a studiului de fezabilitate. Din ce știu, studiu, adică contractul este făcut între între compania de autostrăzi. Așa. Și o firmă privată, au termen de execuție, mi se pare că prin iarnă până atunci au termen de execuție și în momentul de față se fac studiile de teren necesare, studii geo, studii topo sau ce mai este. La noi, pe partea de Comuna Tia Bârgăul, administrativ, undeva aproximativ 30 de kilometri o să străbată Comuna Tia Bârgăului drumul respectiv. Eu zic că va fi foarte necesar și mai ales acum și anul acesta s-a văzut, mai ales în primăvară, cu războiul din Ucraina, foarte multe persoane din Ucraina cam pe aici tranzitează. Da. Plus tot tranzitul din Moldova, drumul, în momentul de față, drumul național 17 este foarte, foarte aglomerat. Și, nu, dar eu sper totuși că poate și pe urmează nou program, următorul la PNDR și eu poate sunt soluții de a se introduce și autostrada Nordului, cum este denumită, mai ales că este și povestea cu războiul din Ucraina. Cândva se va termina războiul respectiv, mai ales dacă ne gândim în trecut, și după aia automat vor fi programe de reconstrucție a Ucrainei. Și iar coloarul ăsta, eu zic că va fi foarte important și poate pe prisma acestor aspecte va fi luat în calcul mai serios autostrada Nordului și se va face. Deci oricum, chiar și pentru Comuna Tihă Bârgăului și nu numai, pentru comunele de pe Valea Bârgăului va fi un plus, fără îndoială. Cu siguranță un plus, în primul rând că trece pe lângă tine o autostradă, dar și încă un plus pentru locuitorii care în momentul de față este foarte, foarte aglomerat. Dar din câte cunoașteți astăzi despre acest proiect, ce se va întâmpla cu zonele pietonale? Pentru că știu că astăzi este o mare problemă pe DN17, pe Valea Bârgăului, lipsa zonelor, să zicem, propice, potrivite pentru pietoni. Dintotdeauna oamenii de pe Valea Bârgăului s-au plâns, domnule, s-a construit drumul național 17, dar noi nu mai avem pe unde să circulăm. Pentru că lățimea drumului este de așa natură. Mă gândesc că atunci când va fi autostradă, din nou tot spre autoritățile locale se va duce această sarcină, va fi împinsă, oarecum, spre dumneavoastră, aceea de a asigura zonă pietonală, nu? Zonă de... Nu, autostrada va merge separat față de drumul actual. Nu va avea nicio legătură cu drumul național. Merge în extravila, în afara satului. Nu va avea nicio legătură. Autostrada va fi total independentă. Drumul național va rămâne cum este. Un motiv de îngrijorare pentru oameni, nu. Faptul că se construiește această autostradă, că aici vreau să ajung de fapt. Motiv de îngrijorare automat va străbate multe proprietăți ale oamenilor. În mare parte va trece pe proprietățile oamenilor, va trece și prin proprietățile primăriei și în special pe cele forestiere. Și atunci, bineînțeles, se vor face retrocedări și n-ai cum să o faci altfel. Da. Asta va fi cumva... Dar vin oamenii spre primărie să discute despre acest proiect?
Da, noi și avem afișat de vreo două luni de zile, avem afișat tot traseul autostrăzii la primărie și în special cei pe unde văd că trec pe lângă, peste proprietățile lor, vin. Ce ne bucură că, nu știu, în două sau trei cazuri, nu, o să treacă undeva și pe lângă niște case mult, mult mai aproape. Nu, nu știu ce se va întâmpla. Deci, până la urmă, mă gândesc că așa, până când va ajunge proiectul, vor ajunge lucrările la Tihă Bârgăului, mă gândesc că veți învăța din experiența celorlalți, dinaintea dumneavoastră, nu? Și mă gândesc că vor fi cu mult mai ușor rezolvate toate aceste aspecte. Problema ce o văd mai grea, partea de retrocedere acolo, văd muncă foarte multă până, și mai ales mă repet, foarte multă și cred că dumneavoastră va trebui să... Cum v-am spus că străbate aproximativ 30 de kilometri în Tihă Bârgăului, vor fi și foarte multe suprafețe de retrocedat. Și acum nu, vor fi și oameni care vor înțelege că este necesară autostrada, numai că fiind obiectiv de interes național, nu te poți opune la așa ceva. Și nici noi... Deci veți avea o sarcină destul de dificilă, aceea de a convinge oamenii că... Chiar dacă nu suntem noi direct implicați, că este compania de autostrăzi, dar automat noi suntem primii care... Sigur. Că și acum au mai fost unele mici neînțelegeri, că s-au făcut studii de teren. A trebuit mers în grădina omului, săpat și așa, dar au înțeles. În 99% dintre cazuri au înțeles. Mă gândesc că omul nu se adresează celui de la Compania Națională de Autostrăzi, că vine clar la primărie, domnul primar, ce faci? Treci peste proprietatea mea, sunt, ce fac, la cum? Mine. Da. Așa este, așa este. Da, numai că, vedeți, cu toate acestea, există oarecum așa o relație bună în unele comune între cetățeanul de rând și primar. Adică, cred că am depășit acea perioadă în care cetățeanul se uita la primar pe de o parte cu, hai să zicem lucruri pe nume, cu invidie, pe de altă parte cu, cum să vă spun, se uita așa ca la un zeu. Parcă au devenit primarii mai umani sau... Au trecut vremurile, nu știu, și... Da. Nu știu dacă mi-ar place să fiu așa. Acum, eu... Nu mai există acele bariere cumva, care tu ești în slujba cetățeanului, nu cetățeanul în slujba ta și tu ești zeu și nu știu ce. Eu nu o văd așa, de asta zic. Până la urmă, tu ești cel care face ceea ce își doresc cetățenii. Da. Cu toate că interesant. De multe ori, nu, lumea crede că fiind primar poți rezolva orice. Și vin mulți oameni cu multe dintre probleme care chiar nu pot să faci nimic sau nu țin. Nu, acolo unde poți să faci sau chiar dacă nu ține de tine, dar poți ajuta, o faci cu mare plăcere, dar sunt și lucruri unde chiar n-ai nicio posibilitate tu din funcția de primar pentru a rezolva problema respectivă, dar îi asculți pentru că mulți chiar poate și au nevoie de multe ori să asculte pe cineva sau să îi asculte cineva. Da, deci până la urmă primarul este, chiar dacă s-au depășit acele bariere, tot pentru cetățean a rămas cineva care poate rezolva problemele, unele dintre probleme. Înainte de 90, primarul avea mult mai multă putere și putea rezolva mult mai multe lucruri. Dar acum sunt 11.000 de legi și nu mai poți, ești limitat în multe dintre cazuri. Sau mai ales multe nu țin de tine, absolut. Nu. Dar lumea cumva crede că dacă ești primar, le poți rezolva. Dar partea de comunicare între administrația publică locală și oamenii din comună, cum se rezolvă la dumneavoastră la Tihă Bârgăului? Le comunicați în fiecare duminică la biserică sau îi chemați la primărie și le spuneți? Sau prin nuclee persoane care vin din fiecare zonă a comunei la dumneavoastră și le explicați? Sau cum se întâmplă? Păi, pe partea de comunicare eu... În general, nu, numai dacă nu pot sau sunt plecat, cam merg la biserică. Am văzut că... Și odată merg la o biserică, într-un sat, în cealaltă, de duminică merg la cealaltă biserică și automat, dacă sunt oameni care vor să-ți transmită ceva, am văzut foarte că bine. Și la dumneavoastră, la birou, e destul de aglomerat, adică n-am fost niciodată la dumneavoastră și să fie liber secretariatul. Păi este aglomerat, este și o comună destul de mare și sunt mult,
Nu, sunt multe, dar eu tot timpul, dimineața, înainte de 8, sunt la primărie, n-am niciodată program de lucru cu publicul, când sunt acolo, primesc pe oricine fără nicio problemă și chiar nu-mi place, nu știu, nu-mi place să țin pe cineva la ușă sau să stea după mine sau nu știu, acum bine, înțeleg, dacă este cineva în birou și persoana respectivă are o discuție, mai așa. Mai pui să aștept, dar pentru o semnătură eu tot timpul îi rog să vină, semnez, să... nu-mi place să țin pe cineva la ușă. Eu de câte ori am venit la dumneavoastră, așa cum a spus, secretariatul foarte ocupat, dar lumea destul de calmă. Adică nu am întâlnit în alte primării să vină cineva, că domnule, trebuie să mă la primar, că nu știu ce să-i spun. Și... Nu, oamenii și nu sunt chiar foarte imperativi, colegii... ceea ce înseamnă că vin cu probleme pe care... E posibil să le rezolvați sau nu, dar oricum vin cu o atitudine deschisă spre dumneavoastră, ceea ce e un mare plus. Și chiar și cu colegii din primărie și din discuții ce le avem în ședințe, în nu știu ce, asta am rugat, să nu ținem lumea, să dacă ține de noi să le rezolvăm problema, să o rezolvăm atunci, să nu mai trebuiască că trebuie nu știu ce a ajuns la primar sau nu știu ce. Pentru că ăsta era unul dintre obiectivele pe care vi le stabileați atunci, la începutul primului mandat, pentru că am avut ocazia să stăm de vorbă încă de atunci și mi se pare fantastic faptul că ați reușit să implementați acest stil de lucru cu cetățeanul. Eu sper să fie așa, dar din semnale care le am și așa, eu cred că lumea, nu, în principal este mulțumită. Pentru că vreau tot timpul, când ajunge omul, să nu-l ținem în primărie sau chiar dacă poate are o problemă sau nu știu ce și poate problema, adică solicitarea respectivă este un termen de 30 de zile sau de nu știu ce. Nu merge niciodată pe termen ăsta, e 30 de zile, dacă se poate rezolva pe loc, o rezolvăm pe loc, dacă trebuie mai mult timp într-o zi, în două, dar nici de cum că trebuie să dăm răspuns în 30 de zile și așteptăm a 30-a zi și atunci răspundem. Nu știu, nu-mi place, dar eu cred că în mare parte este bine. Bineînțeles, apar și excepții, că nu poate fi totul chiar roz. Avem încă câteva luni din acest an. Mă gândesc că programul Angel Salini undeva la anul veți începe să lucrați pe el, efectiv. Cu siguranță, nu. Undeva la anul vară, să zic așa, că oamenii trebuie să înțeleagă care este. Haideți să le explicăm puțin. Bun, a fost semnat tot ce era desemnat de către ministru în ce privește acest program Angel Salini. S-au anunțat proiectele pe județul Bistrița Lăsăud. Sunt o grămadă de bani care vin în județ, dar mai există încă niște demersuri care se fac până când omul vede efectiv că se construiește ceva, se face ceva, se lucrează ceva. Haideți să le explicăm puțin partea asta de strict la programul Angel Salini. Nu, văd eu un program cumva așa de timp, anul acesta să se semneze contractul de finanțare, noi să demarăm procedura de licitație și dacă totul este ok, undeva în primăvară să dăm ordinul de începere a lucrărilor. Mai repede nu o văd cum. Asta este o problemă pe care o au numai pe lângă... și cu toate proiectele, problema aceasta legată de licitații și de contestații, perioada de contestație aia este destul de ne gândim de să nu fie contestații, ne gândim la partea bună, dar nu, e posibil să fie și contestații acum când gândim partea pozitivă a lucrurilor. Deci în cel mai fericit caz în primăvară se vor apuca de treabă. Pe partea de Angel Salini, da. Da, și pe PNRR? Pe PNRR, din păcate, noi comunele am fost cumva dezavantajați, a fost alocată o sumă de 324.000 de euro per comună, au fost puține lucruri care puteai depune, era pe eficiență energetică la clădiri, microbuze electrice și piste de biciclete. Piste de biciclete am încercat cumva, dacă puteam depune pe marginea drumului național, dacă tot ați pomenit de partea cu trotuare, dar nu eram eligibili acolo, pentru că în multe locuri nu era nici lățimea minimă. Noi am mai făcut acum 2 ani, acum 3 ani, și pe parte din Tiha, și în Tureac, și în Mureșenii Bârgăului, pe o parte a drumului național am făcut trotuare. Și nu ne-a mai rămas, singura soluție a fost pe eficientizare clădiri publice. Am depus proiectul atunci în primăvară. Mai avem acum depus pe Compania Națională de Investiții, avem un dispensar la
la Tureac, o clădire frumoasă, ca și un centru medical. Din ce știu, urmează să se dea ordinul de ministru și să se aprobe proiectul respectiv. Am mai depus pe în agenția fondului de mediu, stații de încărcare pentru vehicule electrice, ce au apărut măsuri, am cam depus peste tot, că ca să dezvolți o comunitate, trebuie să profiți de orice trend, să zic așa. Și în ce privește eficientizarea energetică, că din nou ne întoarcem la criza care urmează, în care clădiri au fost cuprinse? Clădirile publice, dar care? Clădirea primăriei am pus strict pe asta. Din ce știu, este acum în consultare publică și am scos ghidul. Va urma un proiect tot pe panouri fotovoltaice pentru produs curentul pentru clădirile publice. Și acolo vreau să prind tot ce ține de clădiri. Școlile, căminele culturale și tot ce avem pentru a produce curentul pe care îl consumăm. Citeam chiar săptămâna trecută despre unul dintre primarii din județul Bistrița Năsăud care a construit un cămin cultural într-o localitate care nu prea mai avea tineri. Acum, nu știu, la dumneavoastră în Tiha Bârgăului, știu că populația ei este îmbătrânită, dar știu că aveți și tineri, adică se justifică oarecum aceste demersuri și aceste investiții? Noi ne bucurăm, bine, poate a scăzut natalitatea și la noi, că nu știu dacă mai cea de acum 30 sau de 40 de ani, dar încă avem tineri. Și să dau numai un exemplu, de la grădiniță și până în clasa 8-a, avem peste 800 de copii. Ceea ce înseamnă că... Este bine și chiar și tineret este. Pe partea de cămine, dacă ați pomenit, noi am avut un proiect prin fonduri europene și am reabilitat atât căminul din Tiha, cât și căminul din Tureac și acum sunt două cămini, eu zic că arată foarte bine, se fac și fel de evenimente, iar căminul de la Mureșenii Bârgăului a fost făcut chiar înainte să vină o primar, a fost reabilitat din bugetul local. Și cumva noi avem trei cămine în stadiu foarte bun. Avem cămine, a trecut pandemia, avem și foarte mult de lucru, avem și evenimente. Evenimente sunt și evenimente. Ne dorim să fie cât mai multe evenimente plăcute, da. Cele neplăcute, da? Asta e viața. Este și din evenimente plăcute formate și câteodată și din evenimente mai puțin plăcute, să nu le spunem altfel. Așa este. Iată că avem în fața noastră un exemplu de administrație publică locală eficientă și performantă, atâta vreme cât am discutat astăzi de atât de multe lucruri. A fost un maraton, așa oarecum. Ne-am dus în toate zonele. Într-o administrație sunt multe, multe lucruri de făcut de asta. Nu știu dacă le putem pomeni pe toate. Domnule primar, acum pe final de emisiune v-aș întreba... Așa, vă adresez o întrebare așa mai relaxantă pentru mine, pentru dumneavoastră mai... care este cea mai mare dorință a dumneavoastră pe care trebuie să o îndepliniți până la finalizarea acestui mandat? Dorințe am foarte multe sau planuri sau proiecte, dar cu siguranță n-o să le poți duce, poate nici mai sunt 2 ani de zile. Va fi greu de spus un timp. Eu ce îmi doresc cel mai mult și cel mai mult să avem apă și canal pe toate străzile și drumuri, că asta este dorința oamenilor cel mai mult. Drumuri, da. Până să ajungi la drum și partea cealaltă care nu se vede, apa și canalul și aia este foarte, foarte importantă. Apă cam avem în toată comuna, pe partea de canalizare încă bine. Suntem prinși în masă planul județean, nu știu cât va mai dura. Și ceea ce îmi doresc încă ceva, pe Piatra Fântânere, totuși să o dezvoltăm cât putem de mult. Acum lucrăm la canalizare, avem apa acum aprobată, anul acesta am mai făcut și o extindere de rețea de curent electric, la anul mai vreau să facem încă o extindere de rețea. Pentru că dacă ai curent, ai apă, ai canal, ai drumuri, atunci ne până la urmă că este o zonă putem gândi. Potențial, da? Pe partea turistică, iar și nu știu, n-am pomenit în această emisiune, chiar împreună cu Ocolul Silvic am amenajat un traseu Muntele Căsaru între Colibița și Valea Străjii.
Dar a fost o activitate de vară cu care ați ajuns în toate ziarele. Da, n-am făcut nu știu ce, că chiar toată lucrarea a fost făcută de către angajații Ocolului, n-am investit nu știu câte sume, dar a ieșit chiar ceva foarte, foarte frumos. Iată că și ne bucurăm să mai face și în alte zone, așa, exact. Să nu se vadă pădurea doar din prisma că se exploatează, se taie, se nu știu ce. Și chiar este o zonă frumoasă și cum am vrut să o împărtășim și cu alți oameni care... care n-au fost. Eu vă mulțumesc pentru faptul că ați fost astăzi prezent în emisiune și că ați avut amabilitatea să răspundeți la toate întrebările noastre și vă mai așteptăm. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și vin cu mare drag ori de câte ori. Iar celor care ne urmăresc, le reamintesc că ne pot revedea pe canalul de YouTube a decisiv.ro, dar și pe site-ul nostru. Mulțumim! Și vă așteptăm săptămâna viitoare cu un nou invitat și cu o nouă administrație, cel puțin la fel de, cum să zic, performantă, precum cea de la Tihă Bârgăului. Vă mulțumim și vă salutăm!